Salutare, prieteni! Momentele în direct sunt printre preferatele voastre și știu de ce. Momentele amuzante ne pot schimba starea de spirit pentru toată ziua. Astăzi vă arătăm top momente live filmate de camera video care au mers prost. Dar mai întâi, nu ezita să ne susții cu un like și să te abonezi la canal, dacă încă nu ai făcut-o până acum, pentru a nu rata cele mai noi videoclipuri. Să începem! Acest prezentator a comentat un joc pentru televiziunea maghiară și a folosit un ecran tactil pentru a ilustra unele dintre mișcările jucătorilor. Se pare că tactica lui i-a amuzat pe cei din platou. Acest reporter decide să se așeze într-o locație greșită și plătește prețul pe măsură. Oare cât de dureros a fost asta? O prezentatoare de televiziune plină de viață, care și-a obținut locul de muncă de vis, făcând o audiție cu bluza complet desfăcută, a fost suspendată, pentru că a fost de acord cu această filmare Playboy. Voi cum credeți, au procedat corect șefii? Prezentatoarea meteo Roxana Vancea s-a îmbrăcat prea sumar pentru ediția de dimineață. Audiența literalmente a explodat în acea dimineață și cred că știm de ce. Prezentatoarea meteo Stefania Brams pare să aibă obiceiul să strănute des și o face într-un mod unic. Exploziile clădirilor vechi sunt spectaculoase și atrag zeci de admiratori. Pentru acest băiat, filmarea exploziei cupolei din Georgia avea să aducă multe vizualizări, dar planurile lui au fost rapid schimbate de acest autobuz. Surferul Micah Peasley a fost catapultat la faima virală după ce a acordat un interviu la știrile Fox despre sesiunea epică de surf prin furtună. Prezentatorul de la Washington DC nu s-a putut opri din râs când modelul a căzut de două ori în timpul unei prezentări de modă. Acest reporter, aparent, s-a îndrăgostit de această femeie. Cred că știu de ce. Really? I have to tell you something. You are... Oh man, I am really flattered. Yeah. Me, oh yeah, we're all sweating. Oh my god. Oh my god. So, you're just telling me that your week has been crazy. Reporterul de știri Bloomberg Sarah Hisson a fost surprinsă de camera video spontan, atunci când avea probleme tehnice cu rochia. Prezentatoarea de știri Natasha Xlebe a fost surprinsă având o ieșire destul de vagă și strălucitoare în timpul schimbului de știri de noapte. Jurnalista Courtney Cobb prezenta știrile de ultimă oră pe MSNBC, când un vizitator neașteptat a dat buzna peste ea.
un dinte din fața unui prezentator de știri din Ucraina a căzut în timpul unei transmisiuni live. Uitați-vă cât de bine a acoperit această situație neplăcută. Проте частина курортників та увесь персонал далі залишаються там, чому розповість Лілія Родіна. Reporterul de știri din Kazahstan citește câteva îmbărligături de limbă pentru a se încălzi înainte de știri. Noi credem că îi reușește din plin. Reporterul David Marcheschi raporta la studio despre victoria partidului unei congresiste de stat din Pennsylvania, când în spatele ei, un bărbat, vizibil însetat, ia o vază de flori și începe să bea apa din ea. Un câine din Rusia a furat microfonul unei reportere și a dat bir cu fuga. Sper că prezentatoarea și-a recuperat microfonul. Meteorologul Fox 5 Ted Pridi a găsit pe stradă întâmplător un copil și l-a întrebat ce focuri de artificii ar trebui să cumpere pentru 4 iulie, dar răspunsul său a fost epic. El i-a răspuns, dar ce te interesează pe tine? Prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pe data viitoare!